Ieși de aici! Dă drumul la mână. Bă, ieși de aici! Dă drumul la mână. Ieși de aici! E mâna de femeie. Mă, ieși! E femeie mâna de femeie. Bun, ai ieșit. Asta e casa femeie. Nu! E casa femeie. Nu, tu! Da, e casa, duce la dânsă. E casa femeie. Băi, dă-i pace bumabă și ea. Îi dau pace, dar și pui mâna, vezi că rupi haina femeie. Ieși de aici! E casa... Eu ți-am spus să ieși de aici. E mâna. Ieși! E mâna de femeie. Ieși de aici. E mâna de femeie. Ieși de aici. Nu am luat picheva la urmă. Eu dau drumul la când. Dă drumul la când, dar e mâna de femeie. Ieși de aici. Iau și-mi faci, rup haina. Ieși de aici. Așa. Tu mine nu mă spări. Eu nu te spari. Și caută ei aici. E casa ei. Ai ieșit tu celălalt. E casa ei. Ești un bolnav și voi intrați plătiți. Atiși! Uite, mi-ai rupt haina, nebunul. Mi-ai rupt haina, vezi ce ai făcut. Mi-ai rupt haina, e mâna. Dă-te-o într-o parte, că nu știu, vă prindu haina de noastră, îl fărâm. E casa Nadejde, și te-ai făcut de... Uite la cuncă la Nadejde. Nu-l încuie, că acela e om bolnav. Eu mă uit după... N-are toalet, n-are nimic acolo, cum îl încuie? Ia mare, tăt! Ia nu-i dă voi toaletă să-i fac. Baie nu-i dai voi să fac. Nu-i dă voi, tare, nu-i dă voi. Și pui mâna nebună pe mine, mi-ai rupt hainele, să răspunzi penal. Ia că acum chemăm poliția. Da. Hai să răspunzi penal, nebună. Mă faci nebună? Da, dacă m-ai scuipat și mi-ai rupt hainele. Da. Eu am voie și nu. Dar stai că poliția e la poartă, nu? Dacă nu o fi plecat. Să nu mai chemăm alte echipaj. Este. Aici te-au fost la mată? Da, da. Bună ziua. Vă rog să interveniți, femeia asta s-a mintit. Unde? O să intervenit acum și m-a omorât. Cine? Femeia asta. Sare la bătaie. M-a scuipat. Uitați-vă la mine, m-a scuipat și mi-a rupt haina. Da. Da? Vreau să scriu o plângere. Oleg Brega mă numesc. Nu, că n-ați fost aici. Am intrat. Eu m-am chemat la mine în casă. Dumnealui a venit la început. Dar nu contează, m-a sunat, nu m-a sunat, s-a aici și m-a agresat, în casa femeii. Da. Bine. Ce așa bine? Nu-i bine deloc. Oleg Brega v-am spus că mă numesc. Acum minut am intrat. Am vrut să văd în ce condiții trăiește fratele doamnei Nadejda Fărâmă. Și am văzut Ion. Ion, 73. 1973, data și luna. Veți dat personal. Telefon dumneavoastră, cum să facem legătura? O să mă găsit, o să vin eu și o să scriu plângere. Da, dar trebuie pe telefonul. Scrieți 693 0693 508 94. Ați fost agresat de către doamnă. Doamnă. Nu știu dacă e doamnă, eu sunt mintită. Soția lui. O sărit, m-a apucat de gât, mi-a rupt haina, m-a scuipat. Am înțeles. Da, vă spun. Suntem pe loc. Suntem pe loc, aud, strigă-te și nu intervenim, da? Da, au venit domnul și vă promovăm tot conflictul. Și-o lăncuiet pe om bolnav, lăncuiet în casă. Da. Eu l-a solicitat doamna. Da. Dar el a venit după noi. Și el a intrat în curte și s-a spădit că a rupt haina. Și m-a scuipat. Și m-a scumpat. Da. Scumpai. Da, mai stăm că trebuie să stabilim identitatea doamnei. Nu, nu, asta e Fărâmă, asta e solicitanta, dar doamna și e. Tot e Fărâmă, cred că e nevasta fratelui ei. Da, dar nu știm numele, am așa. Îi aflați, vă rog. Solicitant. Aici merge vorba de dispărțirea averii, că asta e, da, două căși într-o curte. Dispărțite, da. Este hotărâri. Și un frate bolnav luat-o static, stă încuiet acum în camera aceea. Am vrut să văd în ce condiții. Stă și o sărit peste mine ca o păjuroaică. A să vedem. Chiar eu mai mult grăiesc cu operatorul decât trebuie să fac lucru. Da, așa îmi pare și da, mie. Da.
Domnul Oleg, mă duc să văd. Vă rog, să vedeți. Asta, asta în halat albastru. Dumneata ești matură și responsabilă. Matură și responsabilă ești prezent. Că m-ai agresat. Că m-ai agresat. M-ai agresat. M-ai agresat. Omul bolnav l-ai încuiet în casă. Omul bolnav l-ai încuiet în casă. Eu vă aștept. Dacă aș vrea, față de respect. Dacă nu știți să vă impuneți. Știți cum cu forța îmi zăvădească mai greu. Dar nu cu forța. Cu amenzi. Asta e domnul Oleg. Altercații noi n-am avut, dar văd că e... E rupt haina și scuipat. Și este pe video, probă. Dar pentru momentul respectiv, eu solicit intervenția inspectorului de sector. Trebuie să facem examinarea la haina. Cum? Cum știți că prevede legea? Am intrat să văd în ce condiții trăiește practic. Sora lui s-o plâns că e ținut în condiții inadecvate. Sora lui, Nadejda s-o plâns. Nu trebuie să filmezi, că tu ți-ai pus aici și filmezi. Și? De asta trebuie să vină să mă agreseze nevasta dumitale? A ieșit de aici. De ce? E casa femeii. De atâta că aici nu e casa femeii, aici este fratele, e valide, gradul 3.